Vreau să vă mărturisesc că suntem astăzi în fața unui eveniment la care am pus umărul și am muncit peste 12 luni. Povestea analog a început în urmă cu un an de zile, de la un vis și ne dorim să devină o poveste. Nu vreau să încep prin mulțumiri, mulțumirile o să fie la final. Vreau să vă dezvălui toate etapele pe care le-am parcurs până am atins acest punct în care ne aflăm acum. Au fost, așa cum spunea și Marian mai devreme, cred că a furat cu ghilimelele de rigoare câteva discuții pe care le-am avut înainte de conferință. Au fost nopți nedormite, zeci de mii de kilometri făcuți, stres, nervi. Gândiți-vă că s-a născut un proiect care nu are istorie. S-a născut un proiect creat de la zero. Piața festivalurilor în România la momentul de față este la un nivel foarte ridicat. Să poți să cooptezi niște parteneri cu un renume uriaș, multinaționale, care să vină într-un oraș viu, într-un oraș tânăr, așa cum este Mioveniul, și vreau să mărturisesc că punctele pe care le-am atins atunci când am reușit să-i convingem au foarte mare legătură cu ceea ce s-a întâmplat aici în ultimii ani. Faptul că în Mioveni s-a construit un spital de la zero în ultimii 30 de ani și aceste informații au ajuns la București, pentru că marea majoritate a sponsorilor pe care îi avem sunt din capitală, a contat. Faptul că aici avem o sală a sporturilor construită de la zero a contat. Faptul că centrul cultural, fără nicio lipsă de modestie, a demonstrat în ultimii 4 ani de zile, atât prin sponsorizări, prin evenimente cu o calitate ridicată și prin imagini și video pe care am putut să le prezentăm, au contat atunci când am reușit să cooptăm lângă noi o echipă de producție absolut senzațională, o echipă de marketing cu un istoric extrem de bogat, parteneri, sponsori care ne-au acordat credibilitate și au investit în acest proiect, repet, creat de la zero, fără niciun istoric.